total la Pro TV. Nu se mai întoarce, mi-e foarte greu să spun că. Celebra actriță și prezentatoare TV Adela Popescu a povestit despre experiența de la filmările emisiunii Sunt Celebru, scoate-mă de aici. Iată ce a declarat cunoscuta vedetă de la Pro TV. Adela Popescu, în vârstă de 36 de ani, a povestit în exclusivitate pentru Click. Ce planuri are pentru perioada următoare și pentru noul an care se apropie cu pași grăbiți? Adela Popescu despre Sunt celebru, scoate-mă de aici. După ce s-a anunțat că Anisia Gafton este câștigătoarea celui de-al doilea sezon al reality show-ului Sunt Celebru, scoate-mă de aici, jurnaliștii de la Click. Au stat de vorbă cu Adela Popescu, cea care a prezentat competiția de la Pro TV alături de Cabral. Adela a fost prezentă pe platourile de filmare din jungla dominicană, acolo unde participanții au trecut prin cele mai grele încercări. Cu toate că este mamă a trei copii, Adela a dat dovadă de curaj având atâtea responsabilități în familie. Mi-am păstrat spiritul ludic și sunt un om care se distrează în general. Sunt destul de copilăroasă și acolo am avut confortul că am avut familia cu mine. Altfel nu aș făcut tot ce ați văzut la TV, nu m-aș fi aruncat de la acele înălțimi, a explicat Adela Popescu pentru sursa citată. Însă programul încărcat al filmărilor a obosit onițel. Gata. Momentan sunt în pauză. Vom vedea ce se va mai întâmpla de la anul. Acum, cel mai mult îmi doresc să-mi trag sufletul. Nu că proiectul a fost greu, ci pentru că, pur și simplu, viața mea de acasă este oricum complicată și vreau să am din când în când momente de liniște. Mi-e foarte greu să spun că aș vrea un proiect de lungă durată, cum ar fi o telenovelă. Sau că aș vrea o emisiune zilnică, așa cum este vorbește lumea. Pentru că eu consider că este foarte important să am, măcar din când în când, și momente în care să stau. Radu Vulcan, soțul ei, a plecat la filmări pentru insula Iubirii, de la Antena 1, Mama mă ajută, e în București, o vreme a fost și mama lui Radu la noi. Între timp, avem pentru Adrian fiul cel mai mic, în mod special, dar și pentru curățenie, o doamnă din Filipine, care și ea ne ajută. Dar nu este suficient. De exemplu, ca să fiu la filmările finalei de la Sun Celebru, a fost nevoie de doi adulți care să stea cu cei trei copii, pentru că altfel era complicat. Dar nu mă plâng, ne e ok așa, chiar ne descurcăm. Și e frumos să ne împrimim visurile. Nu mai doresc copii, iubesc foarte mult copiii, dar văd ce înseamnă, că de fapt a avea copii nu e doar despre a-i naște, e mai ales despre ce urmează după, a mai spus actrița.